În comunism și imediat după, copiii românilor nu aveau prea multe opțiuni când venea vorba despre entertainment. Singurul post de televiziune accesat de toți, TVR1, obișnuia să difuzeze câte un episod de desene animate în fiecare seară înaintea grupajului de știri. Unul dintre desenele animate care au făcut istorie la începutul anilor 90 a fost Sandy Bell, o producție asiatică ce a avut succes pe mai multe continente când a apărut. Era diferit față de tot ceea ce văzuseră copiii până în acel moment, iar părinții îndrumau pe cei mici să-l vizioneze. Motivul? Animația promova valori culturale potrivite vârstelor și învăța pe aceștia cum să fie buni și drepți. Trebuie menționat că acest fenomen se întâmpla înaintea televiziunii prin cablu, astfel că micuții nu aveau la vremea respectivă privilegiul Cartoon Network-ului sau al televiziunilor italiene în care desenele animate erau difuzate din abundență. Copiii de atunci sunt adulți acum, însă prima dragoste nu se uită niciodată. Locurile de joacă și străzile se goleau instant atunci când era difuzat celebrul desen animat japonez, iar asta pe bună dreptate. Nu exista nimic mai interesant pe vremea aceea. Desenul animat spune povestea unei fete pe nume Sandy Bell, care se confruntă cu neplăcerile caracteristice vieții, dar încearcă să devină un om bun. Se poate spune că acesta este drumul inițiatic al fetiței care ulterior devine jurnalist. Tot de aici vei înțelege și relația specială pe care un om o poate avea cu animalul său de companie, prin prezența cățelului Tambur. Sandy are de-a face în jurul ei cu moartea, tâlhăria, avariția și orgoliul, dar are întotdeauna un răspuns demn și plin de energie. Luptă pentru dreptate, îi apără pe cei sărmani și străbate Marea Britanie și Franța într-un drum care o formează ca om și ca jurnalist. De la copilașul care se joacă în sat, devine reporterul profesionist, competitiv în goana pentru a face lumea mai bună prin contribuția sa. Prin entuziasmul, implicarea și prietenia sa reușește adesea chiar să câștige inamici de partea ei. Idealismul său este dublat și de un spirit descurcăreț care o sprijină în orice realizează. Emoțiile sale sunt autentice, vii și molipsitoare. Atitudinea ei față de viață este foarte sănătoasă. Se arată pe filmecărți.ro. Desenul animat a fost creat în anul 1981 și are în total un număr de 47 de episoade. Inițial s-a numit Hello, Sandy Bell, iar acțiunea este plasată în Scoția, în ciuda faptului că este creat în Japonia. Poate cea mai remarcabilă fuziune a culturii scoțiene și japoneze între Roller Mania și Aneka's Japanese Boy, spectacolul a fost o celebrare a tot ce înseamnă tradiția scoțiană, cu cimpoieri din belșug și personaje purtând kilturi pe tot parcursul spectacolului. Sandy Bell a pornit de la o idee originală a lui Jimbo Shiro, despre care se spune că a fost responsabil pentru popularizarea omniprezentului semn al păcii V, care este practic obligatoriu printre fanii manga japonezi atunci când pozează pentru fotografii. Deși nu este clar dacă domnul Shiro, care a decedat în 1994, a vizitat vreodată Scoția pentru a se inspira, cu atât mai puțin cele mai renumite baruri folclorice ale țării, informează publicația scoțiană edinburghnews.com. În cazul în care vrei să revezi celebra serie, află că acesta se poate achiziționa pe DVD. Alături de Sailor Moon, Țestoasele Ninja, Cartea Cărților și Captain Planet, Sandy Bell reprezintă leitmotivul copilăriei multora dintre cei care au astăzi, la rândul lor, copii.